Sala de festivități a școlii numărul 8, academician Marin Voiculescu, a fost plină de culoare astăzi când zeci de elevi au celebrat în avans mediul înconjurător sărbătorit anual la data de 5 iunie. Sub sloganul Nebun după natură, activitatea a fost organizată de Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu și a constat în prezentări privind importanța protejării mediului, dar și două concursuri pentru copii. Sunt implicate școala numărul 10 din Giurgiu, academician Marin Voiculescu și școala Mihai Eminescu. Constă în parada eco, defilarea de costume, fiind la final premiați cu diplome 1, 2 și 3 și premiile constând în rechizite școlare și obiecte folositoare vacanței de vară. Creativitatea și dorința de a demonstra că și o banală pungă de plastic sau o cutie de carton poate lua viață și se poate transforma într-o piesă vestimentară au făcut ca activitatea de astăzi să dezvolte simțul civic al elevilor, dar și respectul pentru lumea care îi înconjoară. Bună! Din ce este confecționată rochița ta? Rochița mea este confecționată din sași menajeri și scoci și sclipitor colorați. Cât timp ți-a luat să o realizezi? Două ore jumate, mult. Te-a ajutat cineva? M-a ajutat mama, de asemenea, și-i mulțumesc. Este făcut din sfoară îmbibată în aracet. Am pus pe forma unui balon, am așteptat să se usuce vreo 5 ore, iar apoi am spart balonul. După aceea l-am ornat cu diferite chestii. Din hârtie am făcut niște peștișori, balene, am făcut și un copăcel. L-a ajutat cineva sau l-ai făcut singur? Da, m-a ajutat și mama și tata. Fără ei nu aș fi putut să-l fac. Fiecare copil, ajutat și de părinți, a confecționat un costum din materiale reciclabile pe care l-au prezentat colegilor și invitaților din sală. Haideți să aplaudăm și pe cei de la școala 10!